Hai să termin antrenament. Bună dimineața. Din nou la sală. Zi de brațe astăzi. Din păcate, vremea nu este favorabilă. E cam bipolară. Ce? Păi da, mă, dar nu știu, parcă am altă energie când îl văd pe Sorin. E doar în mintea. Da. Bun, brațe. 4 serii, fiind primul exercițiu. Of an A-team, jumping off of buildings used to be so stimulating. Now I'm reaching new heights. I'ma need the off-white. Play with the fire, you get burned. All of my struggles became lessons well learned. I got desires that keep me grounded, that's for sure. 'Cause one day we gon' make it out this earth. Where's your worth? I'm sick of your talking, you got the wrong one. Vremea asta, bă, frate, nu știu ce. Doar în capul meu. Ia să vedem cât de multe pot să fac în capul meu. Ultima odusei în porumbi. Doar 7 repetări la flexiile la biceps. Am zis că forțez un pic. Au ieșit vreo 5 curate, dar se putea și mai bine. Ce are, om, frate? Știți momentul ăla când prima chestie din zi nu-ți merge bine? Bă, parcă toate te urmăresc. Șapte și la extensii. Se putea și cu greutăți mai puține. Mai multe repetări. Totdeauna am lucrat brațele în superset. Ori am început cu bicepsul și am terminat supersetul cu tricepsul, ori invers. Așa o să fac și astăzi, o să lucrez în superset. Numai că la ultimele două exerciții de biceps-triceps o să le lucrez separat. O să fac strict doar 3 serii exercițiu de biceps, strict doar 3 serii exercițiu de triceps. Bun. Am terminat primul superset, cum ziceam. Începem la următorul, la scripete, cu priză în supinație,
extensii, de data asta încep cu tricepsul. Supinație, pronație, priză neutră, da? Supinație cu palma în sus, pronație, palma în jos și priză neutră. Bun. Am învățat un lucru nou astăzi? Da. Aceste videouri, fiind destinate strict începătorilor și intermediarilor, menționez că dacă o să vă iau direct cu du-te la scripete și faci nu știu ce extensii sau flexii cu priză pronație, n-are de unde să știe. Adică eu încerc să ofer informațiile cât mai lejer pentru a pricepe și necunoscătorul. Bun. 4 serii, la fel, îi dăm drumul. 8-10 repetări. Nu mă grăbesc să execut. Lucrez cât mai ușor. Dacă nu aveți o bară Z de genul pentru scripete, puteți să luați una mai lungă, da? Priza să fie un pic cât mai lărguță, da? Important este să avem o poziție cât mai corectă, spatele drept, umeri în spate și coatele pe lângă corp, da? Paralele cu corp. Bun, plecând cu antebrațul de la 90 de grade și coboară, întindem foarte mult, da? După care urcăm antebrațul la 90 de grade și coborăm. Și cea de-a doua serie va arăta în genul. Iar la exercițiu de biceps. Cotul, brațul de fapt, tot brațul va rămâne în spate și încă o dată antebrațul urcă pe braț, da? Se flexează pe braț. Dar păstrăm tot brațul întins în spate. La fel, spatele drept, putem să ne înclinăm un pic în față. I'm taking your king and I leave him broken. If I am in second, it's after no one. Just give me a second to let him know. I'm the headline, the deadline. Big time. I'm ahead time, the rare kind. Big time. I'm a living legend, lethal weapon, master. The king is back like prodigal. I've been gone. I gave him time, it's been too long. Was silent, calm, but now the storm. I'm not the one you can't ignore. I never politic, if I want it, I'ma get mine. Never fake the funk, can't perform for your empire. Snatch him out the throne, make them all fall in line. I let the clock tick, count down, cause I'm big time.
time. I'm sick of your talking, you got the wrong one. I'm taking your king and I leave him broken. If I am in second, it's after no one. Just give me a second to let him know. I'm the headline, the deadline. Big time. I'm a head time, the rare kind. Bun, dacă am început la exercițiul de triceps cu bara Z deasupra capului și am avut priză în pronație, al doilea exercițiu l-am avut în partea cealaltă cu bara Z, dar de data asta la scripete, în priză cu supinație. Acum o să facem o priză neutră, da? Și o să facem aici la scripete. Eu, spre exemplu, dacă am brațul la 90 de grade, simt că pun un pic presiune pe umăr, da? De aceea o să vin un pic cu brațul în față și o să fac extensia. Extensia. 3 serii, o să lucrez individual doar tricepsul, după care o să continui cu bicepsul 3 serii. Serii 15, 10, 8 repetări. Mărim de fiecare dată. In the playback, dang. So tell me how you feel with it. You put a lid on it, I ain't got no chill with it. This right here your problem, you gon' have to deal with it. Lay it on the line, high risk, that's the meal ticket. Yeah, we never fall back. Hold the ground where we at. Never fall back. No lies, no facts. We gon' stay right where we at. We never fall back. Și ultimul exercițiu la antrenamentul meu de astăzi, flexiile tip ciocan, tot la scripete, da? La fel, o să lucrez separat, 3 serii, 15, 10, 8 repetări, eventual la ultima serie fac și un drop set. O să cresc greutățile de fiecare dată la fiecare serie. Brațul să fie pe lângă corp. După care antebrațul urcă paralel cu corpul. A treia și ultima serie. Am început cu 20 de kg la prima serie. A doua am mărit la 25 și o să rămân tot la 25 și o să încerc să fac 8 repetări. Am terminat și ultimele 3 serii la exercițiu de biceps, flexiile tip ciocan. Cum ziceam, am mărit greutatea, deja la a doua serie am simțit că sunt epuizat, n-am mai mărit, am rămas în aceeași greutate. Am încercat să fac 7-8 repetări, m-am oprit acolo. Aici se termină antrenamentul nostru de brațe, sper că ți-a plăcut videoul nostru. Nu uita să ne dai un like, un share și să te abonezi și nu uita că ne găsești și pe paginile de Instagram daniel.pădure, georgiana.pădure. Dacă vrei și inspirație pentru mâncare sănătoasă, ne găsești de asemenea rețetele pe pagina de Instagram healthyfoodgp. Ne găsești și pe conturile de TikTok pentru un alt fel de content mai amuzant, arun daniel.pădure, gymfit, arun georgiana.pădure.
Încă o dată, sper că ți-a plăcut video-ul de astăzi. Nu uita să te abonezi și stai pe fază pentru alte multe videouri și antrenamente în sală. Baftă!